AJOFM Mehedinți va organiza Bursa Generală a Locurilor de Muncă pe data de 12 mai, începând cu ora 10, la Palatul Culturii Teodor Costescu din municipiul Drobeta Turnu Severin. Pentru a oferi posibilitatea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă de a se întâlni direct față în față cu angajatorii și de a purta discuții preliminare înaintea interviului propriu-zis, AJOFM Mehedinți va organiza vineri 12 mai 2023, începând cu ora 10 la Palatul Cultural Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin, Sala Gheorghe Anghel, Bursa Generală a Locurilor de Muncă, scopul final urmărit fiind acela ca un număr cât mai mare de persoane să poată găsi un loc de muncă corespunzător pregătirilor profesionale. Astfel, pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate să participe la această bursă a locurilor de muncă pentru a se întâlni cu angajatorii prezenți. A transmis AJOFM Mehedinți. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, îi îndeamnă pe cetățenii care sunt în căutarea unui loc de muncă să participe la acest eveniment, care este organizat chiar în acest scop. Am pus la dispoziție sala de la Palatul Cultural. Am ajutat și am sprijinit tot timpul instituția forțelor de muncă să-i ajutăm și pe severineni să-și găsească un loc de muncă. Din păcate, cam puțin vin de obicei la astfel de întâlniri, chiar dacă o mare parte dintre cei care își caută un loc de muncă se plâng pe rețelele de socializare, atunci când vin aici nu reușesc să-și găsească. Din câte înțeleg, sunt foarte multe locuri de muncă și pentru cei cu studii medii și pentru cei cu studii superioare. Vineri îi așteptăm pe severineni, cei care își doresc să își găsească un loc de muncă, să vină să viziteze Bursa Locurilor de Muncă. În această perioadă se fac înscrieri pentru cursuri în meseriile de formator, bucătar, instalator, instalații tehnico-sanitare și gaze, agent de securitate, iar în momentul alcătuirii grupelor de participanți vor fi demarate activitățile teoretice și practice de instruire.